La Muzeul Național al Satului Dimitrie Guste din București, pe 24 iunie s-a desfășurat evenimentul cultural la Porțile Soarelui. Sunt zienele prilejuite de sărbătoarea câmpenească ce marchează începutul verii, atunci când, în satul tradițional, au loc numeroase obiceiuri rituale de propițiere, de venerație a zeilor, în scopul de a aduce belșug, de a îndepărta forțele malefice din comunitatea rurală, de a aduce sau opri ploaia. La invitația muzeului ca să sărbătorim împreună sărbătoarea de sânziene. Ce ne prezentați? Un obicei de sânziene, cununa sânzienelor și un obicei de vară, cununa secerișului. Aici avem 14-15 copii și mai avem și acasă în rezervă. De vreo 10 ani ne ocupăm așa mai serios de activitățile de tradiții, de obicei românești. Copiii care au venit astăzi sunt mai proaspeți de anul ăsta. Și vă descurcați bine? Aveți alte dansuri? Nu e vorba neapărat de dansuri, cât e vorba, noi căutăm să recuperăm memoria uitată a satului legată de calendarul sărbătorilor și tot ce înseamnă odată lumea satului românesc. Un gând pentru românii din Canada? Un gând frumos pentru românii din Canada. Ne e dor de ei și așteptăm acasă. Celebrate la solstițiul de vară, atunci când înflorește planta ce le poartă numele, sânzienele sau drăgaicele, sunt considerate în tradiție populară ca fiind zâne bune, femei frumoase, adevărate preotese ale soarelui, divinități nocturne ascunse prin pădurile întunecate, neumblate de om. În noaptea de 23 spre 24 iunie, ele cântă și dansează, împart rod holdelor, înmulțesc animalele și păsările, umplu de leac și miros florile, tămăduiesc bolile și suferințele oamenilor. Sânzienele pot deveni foarte dăunătoare, lovindu-i pe cei păcătoși cu lanțul sânzienelor. Într-o zi de sărbătoare, sărbătoarea creștină, nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, sărbătoarea în tradiția populară a sânzienelor, acele zâne minunate, și chiar vă transmit mirosul formidabil al florilor de sânziene și mai ales de câțiva ani și ziua ei. Ea este o parte din costumul tradițional românesc, care e realizată fie pe bumbac, pe cânepă, pe mătase, pe borangic și care reprezintă o marcă de identitate. A fost necesar ca cunoscutul pictor impresionist Matisse să realizeze la bluz rumen, să devină și mai cunoscută în lumea occidentală, dar astăzi ea este pretutindeni un semn de identitate. Aceea că suntem români și că purtăm cu bucurie tot ceea ce au creat de-a lungul timpului acei anonimi țăranii, ce au cu mâinile lor truditoare, cu talent și dăruire, au realizat adevărate opere de artă. Să porți ia românească este o mândrie în sensul bun al cuvântului. Regina Maria a purtat un costum extraordinar și rămâne o emblemă că și la Casa Regală costumul tradițional era de mare ținută. Pentru noi, cei de astăzi, bucuria de a ne întoarce în timp purtând și ea este un semn de respect pentru noi înșine, un semn de respect pentru tot ceea ce au creat înaintașii noștri și mai ales un semn de mândrie aceea că alături de tricolor ea este reprezentativă pentru români. Fie că este oltenească, moldovenească, din Dobrogeană, Oșană, toate cămășile femeiești, iile în special, sunt purtate cu mândrie. În altă dată erau în cămașa tradițională și la câmp, dar la sărbătoare se purta
ia cusută cu migală în serile de toamnă și de iarnă, pentru a deveni după aceea în semnul de bucurie și respect, de admirație și frumusețe în comunitatea tradițională. Și iată că în comunitatea contemporană, tinerii mai ales și nu numai, am văzut cu multă bucurie, au îmbrăcat din nou cămașa românească, pe care o poartă cu bucurie, fie în asociere cu ceva tradițional, fie chiar peste vestimentația casual, cum se spune. Pentru dumneavoastră, cei care peste ocean trăiți momente de emoție atunci când vă întâlniți cu locurile de acasă, vă dorim din tot sufletul să păstrați cu sfințenie ceea ce televiziunea vă oferă, în semne de identitate, să păstrați cu multă bucurie toate momentele care vă reprezintă și mai ales să le faceți cunoscute tuturor. Să aveți multă sănătate și o vară mai puțin fierbinte ca aici, în satul din inima capitalei, din Muzeul Satului din București. Mă simt foarte bine, îmi pare bine că am onoarea să port un asemenea costum și că pot să duc tradiția mai departe. Cum te simți în portul național, în IE? Foarte bine, este tradiția noastră și trebuie să o purtăm cu mândrie și sunt norocoasă că pot să port tradiția mai departe. Programul evenimentului cuprinde târgă al meșterilor populari, expoziție de fotografie însoțită de film etnografic, spectacol de muzică și dans tradițional susținut de interpreții Teta Bărbulescu, Liliana și Violeta Giapana și de ansamblurile folclorice Perinița a Centrului Cultural Ion Mulu din Otopeni, Vatra Hărmanului din Hărman, Brașov. Cu ocazia Sfintei Zile a Sânzienelor, ne-am gândit că e frumos ca și cei mici și cei mari să fie alături de această minunată sărbătoare a noastră a românilor și totodată, așa cum știm, se sărbătorește ziua ei. Astăzi suntem într-o formulă destul de mare, așa. Ansamblul nostru este format din 60 de membri, cu copii cu vârste cuprinse între 6 și 40 de ani. Nu mai este copil, dar pentru mine este totuși copil. Voi avea cu cei mici o suită moldovenească și o suită din Maramureș, iar juniorii vor prezenta o suită din Oltenia și o purtată de pe Valea Someșului. E greu de lucrat cu copiii? Foarte greu, dar după părerea mea este mai greu cu adulții. Satisfacțiile sunt... Sufletești sunt pe măsură, într-adevăr. Satisfacțiile sunt enorme și cu atât mai mult cu cât avem un sprijin foarte mare din partea primăriei Otopeni, fără de care nu ne-am putea descurca. Mă refer aici la costume, la cheltuieli de transport, la cheltuieli de turnee în țară și în străinătate, pentru că ducem zestrea și tradiția românească atât în țară la festivaluri, cât și în străinătate la festivalurile internaționale. Un gând bun pentru românii din afară? Multă sănătate și să vă întoarceți acasă, pentru că România este frumoasă. Duc mai departe
o meserie care, pe care de dispariție, o pincăritul. Eu promovez tradiția, nu fac în scop comercial. Să mai confecționau și fără să-i dai părul jos după ea. Și erau niște avantaje. Unul, că avea aderență mai mare pe timp de iarnă și al doilea, că ținea mai mult până se uza părul după talpă. Și pe timp de iarnă, oamenii, că românii au fost inventivi, peste o pincă puneau o pereche de ciorap care se rupeau în timpul purtatului. Și avantajul era oarecum că nu aluneca, dar se formau țurțuri pe la terminațiile ciorapului unde era rupt. Pe urmă omul a pus din sfoară din aceasta, uite, de câne pe talpă. Îi mai făcea câte un nod, mergea mai bine decât ciorapul. Pe urmă a mai avansat, a apărut industria metalurgică, lanțul de la câine, a tăiat o mică bucățică, uite, l-a pus aici, și a legat frumos și mergea de nu mai avea treabă, care de aderență mai mare. Și în paralel cu opincile au început și industria automobilistică și mai circulau mașini, dar derapau în curbe. Și specialiștii nu știau ce să le pună pe rost. Se tot gândeau și au văzut un opincar cum merge așa bățos pe lângă o mașină avariată și s-au uitat și ziceau, uite domne, că ar fi o idee să punem și noi la roțile mașinilor. Și așa a apărut necesitatea și obligativitatea de a pune lanțuri antiderapante. Deci ca dovadă că și-au găsit eficiența la nivel la scară mai mare, nu? Dacă nu erau bune, nu puneau la mașini. Păi dacă ne gândim și hidrocentralele merg pe principiul morilor de apă, numai că sunt la nivel industrial, altă valoare. Acum, mai departe, să vă arăt niște opinci, uitați, din tablă. Asta e opinca din tablă. Și problema care e? Ce a determinat să facă opinii din tablă? E făcută din două părți, putea să o facă dintr-una, că avea material mai mare, dar nu putea să-i dea simetria și forma respectivă. Vedeți că e și frumoasă. Și atunci nu avea o aparat de sudură, făceau prin lituire, vedeți? Și uite, ca dovadă că a fost folosită, are uzură aici, și aici, unde s-a uzat, i-a pus un petectoat din tablă și l-a nituit. Și asta o purta nevasta fierarului, că e un număr mai mic, a fierarului a rămas undeva, nu mi-a dat-o, că și aici am pățit greu până obținut, că fiecare ține la ce are el în colecție. Lucrând cu foc, mai cădea foc aprins la, după vatra unde lucra, forja unde lucra fierarul. Și ce s-a gândit, doamne, s-ar prea repede, ne arde la talpă. Și-au făcut din tablă. Și acolo aveau siguranță mai mare. Dar eu am făcut studiu de caz, atât practic și teoretic, prin zone diferite. Și am constatat că cam în aceeași perioadă, în zone diferite, fierarii făceau opinci din tablă. Dar în forme diferite și ei nu comunicau între ei, că nu era internet, nu erau telefoane, dar starea de necesitate, evoluția și meserile, nu? Se rupeau repede, că se freacă, cât ai argăsua, tot se uce. Și ca să scăpăm, ne băteau părinții și le spuneam că ce aveți cu noi, că dacă s-a rupt și o pinca de tabla fierarului, dar are noastre de porc. Deci era dată ca pildă, într-un fel, o pinca. S-a terminat cu războiul, au apărut dacile 1100. Și avem aici, uitați aici, din roata de Victoria. Uite, Victoria Danubiană. Deci e de-a noastră. Da. Și forma e așa care e. Mulți mă întreabă că, domne, dar nu era grea. Păi explicația e simplă, că oamenii mergeau de scurs de când se lua zăpada până da bruma și pentru ei era un lux că le înghețeau picioarele, mă punea problema că e grea, el să aibă în picioare un călțem, da. Și plus de aia nu erau pentru femei, nu erau saloane de cosmetică, ele aveau picioarele tăbăcite cu peste 140 de ani. Le-a purtat un cioban de lângă Horezu, din satul Ifrimeș, comuna Râmești. Deci le-am obținut foarte greu, că le țineam poși și le tot avea amintire, un strănepot de-al lui. Mai rămâneau bucăți de material din ăsta căuciuc care nu putea să iese o pincă. Și tot românul și-a pus mintea la contribuție și ce a zis? Ia să facem noi forma tălpii a piciorului. Și uitați aici, a făcut forma aceasta și făceau fețele. Aici putea să facă orice model, știți? Numai să-i dea forma, că făcea un șablon și aici se numește ramă, îi punea o ramă, și cu cuișoare bătea de jur împrejur, manual, deci personalizat cum ar fi, și făcea papucul sau scarpetul. În felul ăsta a apărut și concurența opincilor, a opincarului. Că deci papucarul, papucăritul. Că după aia a apărut și cizmăria. Că sunt etape, nu e simplu. Pare simplă chestia, dar
Dacă stăm să analizăm, pentru acele vremuri era foarte complicat și o evoluție care era mai lentă, greoaie, că e greu să treci de la faza aia la asta. Trebuie să știi să faci, să te și gândești, că dacă n-ai văzut ca model, acum dacă îl vezi ca model e simplu, deci mă fac și eu. Oricum, sunt mai mult decât Adidas și din ziua de azi. Oamenii și-au pierdut încrederea în toți și în toate. Eu nu am altă cale de ales decât să duc mai departe tradiția. Eu mă mulțumesc cu puținul care e. Ei au pretenții mai mari că sunt tineri, acolo sunt alte posibilități. Dar vedeți, cât ar avea ei de mulți bani sau ce satisfacție ori avea personale, locul unde te-ai născut întotdeauna te leagă. Și pietricica aia de te împiedicai tu de aia când erai mic, de în curte sau la colțul gardului, cred că și-o amintește acolo unde e. Dar n-au de ales. Vedeți că sunt unii care nu pot să realizeze la noi în țară. Poate au pregătire, au studii și au mărit și pretențiile. Vedeți, la noi nu se ține cont de pregătirea omului. La noi, nu știu, parcă sunt alte legi nescrise care, nu știu, nu pot să-mi explic ce se întâmplă. Că știți, eu cât merg prin țară și la experiența doua am văzut foarte multe lucruri care, nu știu, nu mi le pot explica. Și socializez cu atâta lume, că mă întreabă, la nivelul meu care sunt eu, unii se coboară la nivelul meu și ne înțelegem până la urmă, dar îmi explică și ei că sunt pe funcții și diferite și pe locuri diferite și înțeleg că nu e în regulă ce e la noi. Explicația nu pot să o dau eu, fie că poate unii o știu, dar nu pot ca să exprime. Mai departe le doresc tot binele din lume și să aibă mintea luminată în tot ceea ce fac. Bună ziua, dragi telespectatori ai SCU TV! Astăzi, 25 iunie, Asociația Românilor din Canada organizează la Câmpul Românesc de la Val David Ziua Universală a ei. Stăm de vorbă cu câțiva dintre organizatori, câțiva dintre participanți, dintre membrii Asociației Românilor din Canada, care s-au pregătit nemaipomenit de frumos pentru a sărbători emblema costumului popular românesc, ia tradițional românească. Dragi copii, dragi participanți, ce pregătiți publicului larg pentru această zi? Pregătim un dans tradițional românesc. Bună ziua, dragi români! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Dar ce sărbătoriți voi astăzi? Ziua ei românești! Foarte bine, foarte bine! Și văd că mă întâmpinați după obiceiul românesc cu pâine și sare. Da, bineînțeles! Da, să gustăm din bunătățile astea. O, ce bună e! Și un rachiu! Da, și un rachiu! Pregătit la mine acasă! Da? E bine, e bine! Bun, bun! Bună ziua! Câteva impresii despre ziua organizată de Asociația Românilor din Canada, despre ziua ei organizată aici, la Câmpul Românesc de la Val David. Da, este un eveniment deosebit. Ziua ei românești, este unul dintre elementele de identitate ale neamului nostru. Eu pot să vă spun că am studiat vechimea costumului și frumusețea costumului popular românesc, care au fost cizelate în milenii. S-au găsit urme ceramice, diferite pietre la culturile vechi pe teritoriul românesc, în care elementele ei, cojoacele, toate aceste simboluri ale eternității noastre se regăsesc neschimbate după milenii. Care zone aparține ea pe care o purtați dumneavoastră? Aceasta face parte dintr-un costum tradițional din zona Tismanei, Oltenia de Vest. Este specific numai acestei zone, dar elementele se regăsesc în mai multe costume populare, pentru că în diversitatea ei există o unitate a întregii culturi românești, în special a portului popular. Vă mulțumim și vă dorim o petrecere frumoasă astăzi la Val David. Mulțumim asemenea! Este o vreme superbă, să aveți o zi plăcută și o zi minunată. Mulțumim! Astăzi, la Câmpul Românesc de la Val David, se sărbătorește de către Asociația Românilor din Canada, se sărbătorește așadar ziua ei. Stăm de vorbă cu doamna Magdalena Manea, cunoscută în comunitatea românilor din Toronto. Bine ați venit în Quebec!
Vă mulțumesc foarte mult. Vreau să vă spun că sunt aici ca urmare a unei invitații a unui grup de români care locuiesc la Montreal. Este un grup de români foarte inimoși și care iubesc într-adevăr și tradițiile și cultura și tot ce înseamnă românește. Și de asta sunt aici. Mulțumim pentru prezența dumneavoastră, ne onorează. Doamna Magdalena, ce credeți că îi unește pe români? Un grup atât de frumos prezent astăzi la sărbătoarea ei la Val David. Îi unește ea, îi unește nostalgia, îi unește iubirea de țară. Orice am spune noi, noi ne iubim țara, indiferent cum este ea, indiferent prin ce greutăți trece ea. Încercăm să o ajutăm și niciodată nu o uităm. Cred că iubirea de țară, drapelul, tradițiile, ce aș putea spune, tot, limba, tot. Ziua universală a ei, aici, în locul cel mai frumos, un loc al românilor, câmpul românesc de la Val David.